E o listă de întrebări la care am să răspund a doua, pentru că una dintre întrebări e foarte grea. Cum să încerc scuze persoane care i-am greșit, fără să-și facă impresia că o fac pe interes? Acum, noi suntem bolnavi în dimineață. Și când faci bine și când faci rău, ai senzația că l-alți o face din răutate și din interes. Dumneavoastră nu trebuie să o cere scuze, că sună prost. Mă scuzați? E o invenție, nu există în limba română. Dar să vă cereți iertare, iertarea nu se cere din interes niciodată. Singurul interes al iertării este să intrați în rai. Și atunci, da, acolo suntem vinovați toți. Deci asumați-vă o culpă comună. Vina de a vrea să fim mântuiți. Mergeți, salutați-i, spuneți-i că vă pare rău că l-ați tulburat, vă cereți iertare și gata. E treaba lui ce face după cu iertarea pe care nu vă dă sau vă dă. Zilele acestea am umblat în minte cu propoziția tot rostită, mi-a plăcut la Nicolae Steinhardt, enorm. Ce înseamnă omul luminat. Spunea la un moment dat, cel mai greu îi iertăm pe cei cărora le greșim. Cel mai greu îi iertăm pe cei cărora le greșim. De luat acasă, bine? Este bine să iertăm, dar să nu uităm. Păi acum asta e ca la nuntă, știți? Că te însori, dar uiți cu ce te-ai însurat. Iertarea e o taină. O taină a fidelizării în aport cu celălalt. Cum să uitați? Doamne, iartă-mă. Sigur, dacă aveți o boală, asta este. Știți cum s-a întâmplat cu cei doi bătrâni care s-au întâlnit pe stradă în Caransebe și s-au invitat la un pahar de pălin, de apă minerală. Era foarte cald și ajunge acasă primul dintre ei care era gata, zice, vine doamna, zice, draga mea, scumpa mea, lumina ochilor mei, vrei să ne dai o și nouă apă minerală? Cum să nu iubitule, dacă i-a duce? Ăla uimit, aveau 90 de ani aproape. E lumina zorilor, flacăra iubirii, revărsatul apusului de soare, le pui și o dulceață? Sigur, cum să nu? Dacă asta, băi, de atâția ani căsătorii și încă o iubești, bă, nu mai știu cum mă cheamă, asta e singura problemă. Iertarea presupune un exercițiu de aducere aminte unde ai greșit tu de nu te-ai iertat celălalt. Oamenii nu ne ceartă de pomană, să știți. Unde ajung sufletele copiilor avortați? Părinții bisericii n-au dat, nu există o dogmă. I-am auzit pe unii vorbind așa cu superioritate și cu siguranță despre asta. Părinții bisericii nu ne oferă un text, sunt texte ale unora dintre părinți, dar nu sunt dogme ale bisericii. Nu avem dogma nemântuirii copiilor avortați. În mod cert, sunt tot în mira lui Dumnezeu și ei. Important este să nu dați loc din acest punct de vedere milei lui Dumnezeu să se manifeste. Sunt lucruri mai importante pentru ca să cerem mila lui Dumnezeu. Ca preot. Cum trebuie să ne comportăm cu sectanții dintr-o parohie, în paranteză, exemplu, baptiști, penticostali, etc., fără a intra în conflict cu ei și, dacă se poate, chiar să-i convertim la ortodoxie. Părinte, oamenii ăștia nu sunt ziduri de spart. Sunt oameni ca noi, cu opțiunile lor de credință, cu dragostea lor. Fiți, ortodoxia nu este o unitate de bătut cu ceilalți. Ortodoxia este o unitate de admirat de către ceilalți. Ajutați-i să admire ortodoxia, să înțeleagă cât de frumoasă și cât de plină de sens. Experiența mea la capitolul acesta nu e foarte mare. Știu doar atât că dacă mărturisești înaintea oamenilor pe Hristos, Hristos stă de partea ta. Nu faceți conflicte interetnice și interconfesionale, că abia așteaptă toate asociațiile astea din jur. Fiți oamenii Evangheliei, că Evanghelia nu se dă în cap. Da? Învățați-vă bine. N-aveți un meci care mută primul, care... Suntem oameni cu aceleași aspirații, cu aceleași bucurii. M-am uitat acum când s-a constituit Coaliția pentru Familie, în ce mod am început să-i vedem pe ceilalți, care au în aceeași localitate cu noi. Noi nu suntem singuri. Și nu în ultimul rând, nu încercați să le cântați în strună, că iară se nasc alte ispite. Fiți atenți, conștienți, au foarte mult să ne dăruiască. Teologii știu ce zic acum, pe biblice, pe o serie de linii în care chiar sunt mai atenți decât noi în ceea ce fac. Au foarte mult să ne dăruiască și omenește. Se simt bine când au prieteni. Sunt ca noi. Despre ce vorbim? N-au cinci picioare și patru mâini. Fiți cu minți. Mai ales în Banat și în Ardeal trebuie să învățăm. Suntem împreună Banatul și Ardealul. Nu suntem unii împotriva altora. Unii împotriva altora
Nu reprezentăm creștinismul bănățean și ardelean. Credeți că în ziua de azi oamenii mai pot ajunge la nivelul duhovnicesc a celor din biserica primară sau din perioada de înflorire a bisericii? Eu zic că da. E fain cu sfinții că nu te prinzi că-s lângă tine. Asta e chestia cea mai faină. Vă dați seama, bună dimineața, sfinte vecine. Bună dimineața. De-aia că ziceți prea sfințitul, e grijă că unii mai zic prea sfinte. Nu, săracul nu mai știe cât trage. Și ceilalți. Sfânt e numai Dumnezeu. Ceilalți beneficiem de dragostea lui Dumnezeu care ne acordă un pic de sfințenie fiecare să supraviețuim. Dar vreți să spuneți că nu avem destui mucenici până de curând născuți în temnițele comuniste? Copiii care reușesc să trăiască departe de oprobiul lumii care îi trage spre păcat, credeți că ea nu sunt fiecare om care se pun ghilimele acum, se dărătnicește să nu se îndrăcească, e un om, un factor decisiv al sfințeniei. Și mă miră că mă întrebați de biserica primară câtă vreme cam 30% din locașele noastre de cult sunt încă în beciuri. Sunt încă în biserica primară, în catacombe, așa. Da? Deci, înainte de a fi catedrală, catedrala a fost o catacombă. Și v-ați simțit bine acolo și v-ați rugat bine, nu? Ceea ce este important este să înțelegeți altceva. Biserica este veșnică. Ea nu se împarte în primară, medie, secundară, viitoare. Biserica e una sfântă, sobornicească și apostolică. Când noi eram bine mersi pe stradă, prin anii 48, 56, 60, cei care erau acolo în temniță erau biserica. Noi mergeam la biserică, ne făceam cruci, fără îndoială, eram în plin ritual. Ei n-apucau să le facă pe toate acestea, dar dăruiau din sfințenia lor spațiul în care noi trăiam. Știți ce important e lucrul acesta? Există un moment la Aiud când, într-o noapte de Crăciun, cei din celule au început să colinde. Cei care ieșeau de la becernie s-au oprit în dreptul zidurilor și au început și ei să colinde pe cei care erau dincolo de ziduri. Cei de dincolo de ziduri au mai cântat un colind. Până și gardienii s-au prefăcut că n-aud. Pentru că înaintea sfințeniei se coboară cerul. Nu există altă posibilitate decât de a fi protejat de Dumnezeu. De câte ori, cei care veți citi memoriile celor întemnițați, veți vedea în câte rânduri și de câte ori Dumnezeu i-a apărat pe oameni. Pilda aceea celebră pe care o am auzit-o din gura unui participant ocular, cum s-ar zice, cu auricular, ocular la moment, în care la Aiud, la un moment dat, colonelul Crăcin căuta disperat. I se deduse pontul că într-o celulă era Sfânta Scriptură, era drept că era ruptă în fâșii și se ascundea în podeaua celulei, dar știa sigur, avea pontul la sigur că acolo e Biblia. Și la un moment dat, disperați, au aflat că vine și au luat teancul de hârtie și nu mai apucat să-l pune în podea. L-au aruncat sub perna unuia dintre ei. Ăla era condamnat la moarte dacă îl prindeau. Există martori care mărturisesc așa, că în momentul în care a intrat în celulă, a căutat peste tot, a dat perna deoparte, a luat Biblia în mână și întreba, unde-i mă Biblia, că vă calc pe toți în picioare. Nu s-au născut sfinți în perioada aceea? Gândiți-vă la părintele Ioan Iovan, care avea antivisul cu sub pe maieu. Noi care suntem așa fițoși câteodată cu obiectele de cu și punem de toate și vrem așa și... El avea antivisul cu sud pe maieu. Suja liturghie cu vinul tonic pe care îl aduceau din când în când gardienii pe sub mână ca să poată surgi dumnezeiască liturghie. Părintele Zosimu Ancea, la fel, care a făcut următoarea logică, a aplicat următoarea logică. Dacă în antimis maștele unui sfânt sunt mărturia că biserica este unică și se poate sfinți pe antimisul acela trupul și sângele lui Hristos, cu atât mai mult dacă în antimisul meu este o fărămiță din Hristos. Și altă fărămiță din împărtășanie care o purta în guler. Vezi, creștinul poartă în guler împărtășanie, nu cea nură. Nu se teme de suferință și o asumă. Și a pus-o acolo într-o batistuță și slujea pe batista aceea ca pe antimis. Sigur că acum dacă se întâlnesc câteva consilii academice, teologice, vom găsi câteva lucruri care, sigur că da, dar sfințenia nu ține cont de consiliile noastre. Asta e limpede. Cercetătorii britanici nu prea. Gândiți-vă în situațiile celelalte. Am trecut în săptămânile din iarnă pe la Vladimirești, pe la mănăstire și acolo Maica Zorica Lațcu e înmormântată, este pusă în groapă.
Dar pe crucea ei este pus și numele Maicii Mihaela, care a murit la Târgu, la Miercurea Ciuc și nu mai găsește nimeni. Dar sunt morminte care își așteaptă înapoi sfinții, dar sfinții zboară pe deasupra mormintelor. Jumătate din mormintele de la Vladimirești n-au morți în ele. N-au morți în ele. Jumătate din satele românești au morți îngropați pe vârful de munte, în câmpii, acolo unde au căzut pentru unitatea noastră națională. De aceea când unii se nemernicesc și își bat joc de popor, sunt vinovați față de militare care nu s-au întors niciodată acasă. Un război se termină când toți morții sunt îngropați. La Stalingrad, soldații români, 250.000, plus 70.000 din armata maghiară, că n-aveau ungurii de unde scoate 70.000 de bărbați, nici dacă se apucau să facă câte doi dintr-o bucată. Neîngropați. I-au luat și după ce au murit soldații români, i-au împins cu un buldozer, i-au îngropat într-o crevasă de calcar. În 62 calcarul s-a roșit, încât se lăudau ăștia, că uite, calcar roșu, cine mai e ca noi? Era calcar cu hematiile alor noștri în el. După ani de zile, Părintele Viorel Cojocaru și domnul Șoimaru s-au dus acolo și au constatat că nu aveau nici măcar cruce. Acum sigur că actualul ambasador, care este extrem de atent la lucrurile acestea, a căutat să identifice și să pună la îndemână cât mai multe documente despre morții noștri. De aia ne comportăm orgolios, ifosiarzi și neatenți la mânânte, că nu ne-am adus morții acasă. Ne e frică, ne-ar certa. Avem parte din satele românești îngropate în trecători. Ion, Gheorghe, Vasile, cei care au făcut România mare. Diferența dintre idol și model. Acum, idolul poartă cu sine ceva corupt. Dumnezeu, de exemplu, nu se vrea idolatrizat. La Dumnezeu, ca să zic într-un termen civilizat, nu merge cu cioace. Da? Nu poți să dai babureală la Hristos. Doamne, fii atent aici, uite-te la mine ce băiat bun sunt. E drept că sunt cam curvar și cam bețiv, dar uite-te la mine ce băiat bun sunt. Adică, iau, urmărește-mă pe mine ce... Nu merge. Idolul admite astfel de gesturi. Admite o astfel de... Idolul e un fel de model injectat cu vedetism. Pe când modelul este... Nu se autopropune niciodată și se simte ca adjuvant în momente de mare criză. Dar între idol și model, sau deasupra idolului și modelului, întotdeauna stă icoana, care e o prezență perpetuă și permanentă a voii lui Dumnezeu în mijlocul unui popor. Cum le putem explica părinților că în ziua de azi tehnologia este esențială? Păi, cumpărați-le o mașină de cafea. Sau un cuptor cu microunde. Să vadă diferența. Ala cu microunde nu va ajuta, dacă era așa. Luați-le ceva, să vadă diferența. E sigur că n-au cum să știe ce-i cu iPhone-ul, că săracii iau pe telefon cu manivelă, jumătate din noi în România, că spune... Da? Batalele răspunde. Da? Dar e limpede că în aceeași măsură pentru ei este un efort mare de a pricepe. Nu tehnologia, ei nu sunt împotriva tehnologiei, ci faptul că voi v-ați lipit ca scuipatul de parbriz de tehnologie. Stați cu nasul un iPhone ăla de care zici că e mască de gaze, de oxigen. Mă uit pe stradă, mă mir că nu vă calcă mașinile cu toate. Când merg cu cheii la școală, cu doapele în urechi. Când vin de la școală, cu doapele în urechi. La școală, cu doapele în urechi. E mult mai important iPhone-ul decât tot orice. Google-ul ăla e sfânt, domnul. Ăla este sursă maximă de cultură. Dar ce cultură, adică? Unii și-au făcut doctorate de pe Google și-au ieșit prin miniștile. Trebuie să înțelegeți foarte bine aspectele acestea de viață. Tehnologia este cel mai bun prieten al hoțului. Da? Este un film care rulează pe canalele acelea vecine cu HBO, cu primele femei de culoare care lucrează pentru NASA, care erau matematicieni. Și la un moment dat, înainte de a pleca primul zbor mai serios al navetei spațiale, ăștia li se pare că IBM-ul a greșit. Computerul în sine greșise. Și el ești încărcat tot de mână omenească. Și pilotul sună pe comandantul de zbor și spune, dacă nu spune cu tare că era o femeie, că e corectă, gaura de întoarcere înapoi a rachetei la sol, nu zbor.
Și femeia a reluat cu creionul tot calculul și a zis, da, e 43 de grade, 22 de minute, 14 secunde. Ăla, doar pentru că a avut conștiința că acea femeie are clar în minte lucrurile. Cea mai bună tehnologie e dată de pix și de stilou sau de creion. Ca toate tratamentele, când ai câte un ulcer varicos, vă spun pe pielea mea, toți, cremă de-aia, cremă de-aia la tot. Numai medicul meu serios a zis, bisturiu. Și așa a fost. Da? Deci sunt lucruri care nu încap în tehnologie. Îmi pare rău să spun, dar ce tehnologie din lume ar putea să reia gustul cozonacului făcut de bunica? A, mult, dacă vrem mult, sigur. Sigur. Când eram în armată, ne întrebau ce vrem. Pâine multă sau pâine și conserve? Și am pâine multă. Ați înțeles? Putem cere mult, devenim sătui, dar nu înseamnă că devenim mai puternici. Tehnologia slăbește omul. Uitați-vă, la toată tehnologia noastră, dacă se taie curentul, suntem fii ploi. Înghețăm, nu mai avem wireless. Mamă, când a murit wireless-ul, e doliu național, auzi? N-o să lase cod roșu pe toate canalele avem. Toate canalele de știri s-au umplut de cod roșu. Cum ar fi trăit domnul strămoși și nu știu cu zăpăți de 2 metri? Se suna un 3 pe GPS. Mărioară, și la tine e tot 2 metri zăpada. Da, dragă, și ai cu... Cheamă primarul să crape lemnele, că avem nevoie de ajutor social, a crăpat lemne. A batjocorit, de fapt, darele acestea ale ajutorului social și ale socialului, nu înseamnă că a rezolvat problema socială. Nu zic că trebuie să ne întoarcem înapoi și să ne luăm o pinci în picioare, deși unor arătăm ca o pincare, degeaba de noi orășeni. Am orășeni așa, da, de o generație, de un sfert de generație, cam așa. Dar trebuie să înțelegem că lucrurile acestea nu sunt fundamentale. Și recunosc că, datorită tehnologizării, am pierdut cea mai importantă mărturisire despre sufletul uman. Ne-am pierdut scrisorile de dragoste. Nimeni nu mai scrie frumos scrisori. Am primit un teac așa mare de scrisori, așa, trase la xerox, nu mai pot citi foarte mult. 3 generații de bărbați. Toți 3 implicați în primul război mondial, în al doilea război mondial și în temnița comunistă, scriindu-le mamelor lor. Soțul primei este mama celui de-al doilea și tot așa, da? Deci 3 generații de tați, de bărbați și de mămici. No amu când îți zice copilul ceau. Servus, scrisoare de dragoste. SMS. Sunt la barul din colț. În târziu. 2-3 zile. Ori. Da? Observați cum ce-am pierdut, de fapt? Observați așa că... Uitați-vă la felicitările care ne transmitem unii celorlalți. Foarte rar mai găsesc câte o felicitare scrisă de mână. Toate sunt copiate, postate, când mă distrează când vin directorii de instituții și trimit ei felicitări la toată lumea, doamne, nu mă pasionează să-mi trimiți în poștă o felicitare. Mă pasionează dacă tu îți faci treaba unde ești pus. Da? Invitațiile pe care acum avem, mail-urile care sigur că ne ajută la comunicare, la făcut cărți, la făcut cercetare. Dar să știți că și cercetarea reală se face din cărți, cu hârtia pe masă, cu fișe și cu pix. Aia e cercetare, că aia crește creierul. Restul crește retic. Ce simbolizează creștinismul în viața unui ateu? O provocare, zic eu. Dacă nu este în gât ca să fie un vomitiv, este pe caz o provocare. E o provocare. Eu știu ce a fost pentru mine creștinismul. Mai întâi privire cu superioritate, hai, tu ești creștinism. Apoi m-am uitat la mătușa dinspre partea mamei și am zis, bă, săraca. Aceea am fost mai atent. Când am început să citesc la Scriptură, mi s-a părut că e chiar legată. Și apoi, ușor, ușor, când din ateu faci creștin, e o provocare, dar când creștinul se comportă ca ateu, e groaznic. Pe mine nu mă mai interesează de mult atei, mă interesează cei care se dau creștini, dar se comportă exact cu paradigmele nesimțirii logice ale unui ateu. Cei care vor să-L bage pe Dumnezeu în categoriile lor mentale și mentale. Când ne dăm seama că nu trăim pentru noi înșine? Vă rog să trăiți și pentru dumneavoastră, bine? Ca
să vă dați seama că nu trăiți pentru dumneavoastră, mai întâi începeți să trăiți pentru dumneavoastră. De exemplu, un preot trăiește foarte mult pentru comunitate, dar dacă își pierde bucuria casei, lui n-a făcut nimic. Mai temperați un pic. Mai fără încrâncenare. Un om care nu e încrâncenat, ăla e un om fain. Ăla trăiește și pentru ceilalți. Cum ne putem găsi duhovnicul potrivit? N-avem agenție matrimonială de duhovnic, da? Căutați, ascultați, uimiți-vă de câte unii. Da? Nu vă aruncați, nu stați la coadă unde e omul cu sacul plin. Căutați pe singuratici, acolo e esența duhovniciei. Și căutați în primul rând parohul. Duhovnicul meu trebuie să fie preonoratul de acolo, vecinul de colț. Că dacă și eu aș vrea să fac duhovnic în Patagonia, la ce mi-am folosit? Până ajung în Patagonia, ce se face dacă părinții ne lasă să ținem post alimentar? Să țineți. Mai temperat, mâncați mai puțin, mai lăsați în parcurie, bine? Nu faceți din asta meci între dumneavoastră și părinți. Oricum, eu tot râdeam cu studenții că, și acum o să mă ierte, că părăsc și o parte din studenții prezenți în sală. Știți că noi când ne întorceam acasă, deci în toate săptămânile de post totul era în regulă și ajungeam acasă în joia patinilor sau vineri dimineața. N-am văzut mamă de student normală să nu-și aștepte copilul cu pireu și cârnat. Doar dacă e duhovnicească tare, punea numai pireul și face. Dar în rest, sigur că puteai să o refuzi, dacă îi vedeai potul mare, mi-i supărat. Hai, mă mănâncă, că știu că ai tras la școală. Nu prea trăgeam noi nici la școală. Părinții întotdeauna au o părere minunată despre copiii lor. Și așa e firesc. În timp, nu în anul întâi, nu în anul doi, dar în anul trei, înțelegeau mecanismul. Și chiar dacă își cereau scuze că mănâncă de dulce în prezența ta, se lămureau că pentru tine nu e o provocare ca el să mănânce așa și tu să mănânci așa. Și ușor lucrurile așa. Aveți răbdare. Creșteți-vă, părinții. Cât de important este postul alimentar în comparație cu cel duhovnicesc? Păi cât de important este trupul pe lângă suflet? Sufletul nostru nu stă într-o bulă așa, de marțian așa, să fie la știri. Sufletul nostru este într-un corp, într-un spațiu al lui. Corpul trebuie să ajute sufletul. Măcar cât ajută sufletul trupul. Ce să facem dacă pendulăm între Hristos și viața fără lemn? Opriți pendulul. Nouă de la pendulat mi se trag amploarea. Da? Încercați să descoperiți modul în care să blocați pendulul spre Hristos. Da? Noi nu pendulăm între Hristos și fără. Că fără Hristos nu se pendulează. Nici măcar nu există forță gravitațională în afară de Hristos. Dacă Dumnezeu nu e, nici forța gravitațională nu e. De fapt, pendulați între a vă lua în serios vocația de oameni lui Hristos sau a vă ascunde după deget de fiecare dată să spuneți că e jenant să fiți cu Hristos. Dacă vijinele de Hristos, vă doresc, vă mintic, vă plăcut. Semănați cu ăla care, rockerul care a venit beat dis de dimineață și m-a humor și maica să zice, ți-e rău fiu, mami, da, să spun ce manele să pun să ieși. De ce omul a început să confunde religia cu credința și invers? Asta cu inversul nu mă bag. Dar se confunde religia cu credința pentru că toată lumea pe toate canalele le confundă. Religie înseamnă un mod de a gândi, un mod sistematic de a gândi o relație între om și Dumnezeu, pe când credința este chiar relație. Una este să-i spui mamei că o iubești, îi scrii mamei, dragă mamă, te iubesc și vii acasă și îți arunci bocanci în ultima cameră, o înjuri pe mamă, nu mânci. Nu ridici colacul la wc și îți vezi mai departe de viața ta. Când îți iubești părinții, toate gesturile tale te aduc în dragostea lor. Credința este suma gesturilor care te apropie și te așează lângă Hristos. Religia e așa, un mod de a vorbi. I-au zis la televizor ce știu ei despre religie. Fiecare are câte un drac în religia lui și pe unii dracul însuși e religia lor. Aici e problema. Ritualurile păgânii au ajutat creștinii să se apropie de Dumnezeu sau pas. Nu știu ce să zic, că n-am fost în vremea aia, dar când îi veți vedea în rai, să-i întrebați. În mod cert, parte din lucrurile pe care păgânii le făceau corect, au trecut corect și în viețile noastre. Știu eu, iconologia, gesturile iconologice. Oricum să știți că se iubeau și ei. Și tot iubirea îi mântuia. Nici unul din zeitățile premergătoare conștiinței de Dumnezeu
drept și de Dumnezeu viu, nu te luau la ei în cer dacă erai un om de nimic. Răutăcios, scârbos și ucigaș. Evitați trăieturile și lupturile de pe hârtie. Am întors pagina. Scuze. Cum trebuie să fie familia perfectă? Păi, când o găsiți, să ziceți și mie. Mă. Și dragostea dintre cei doi membri. Păi, nu numai doi membri, că familia perfectă, eu știu că în Banat obiceiul cu jumătate de copii, că nu putea fi, nu unul, că nu putea fi făcut jumătate, dar nu exagerați, da? Familia este centrul unui univers care se divide cu toate iubirile care intră în ea. Știți ce m-a durut foarte tare? Când ne-au acuzat cei de la alte asociații că Biserica Ortodoxă cerând, mă rog, Biserica Ortodoxă, ortodoxă și cerând ca alături de ceilalți 3 milioane de români să cerem ca bărbat și femeie să fie terminologia specifică Constituției, au să și ne-au spus că suntem nedemocrați. No, bun. Buricul democrației s-o pătind că este Roma, în vremea lui Cezar. Unde ei ziceau pe limba lor, pater et mater, filium et filie, familia facunt. Nu tata, mama, fiul și fica fac familie. Nu ziceau Gheorghe și Gheorghe cu Gheorghiță și Gheorghișor, căței familiei, alcătuiesc familie. Mai era o doamnă care comenta pe Facebook, cum adică și câinele meu nu mai e membru de familie, Doamne, fiecare cu vocația lui. Adică să fie serios, nu lărgim termenul într-atât încât să ne epuizăm. Nici nu limităm într-atât încât să uităm că familia noastră sunt toți oameni de pe pământ. Noi trăim într-o familie foarte mare. Și ca în orice familie, fiecare e cu colivia lui. Dar suma colivilor nu trebuie să fie mai mare decât suma păsărilor care zboară în colivie. Aici e problema. Sfinții părinți au făcut păcate în afară de cele strămoșesc? Da, mulți dintre ei sunt sfinți pentru că s-au pocăit. Maria Egipteanca, dacă vrei și Magdalena, de acolo nu suntem siguri, dar la Sfânta Maria Egipteanca e viața ei, o să se citească în biserică. Sau mă rog, sper. Citiți acolo. Nu există păcat să dai cu un sfânt care l-a biruit. Nu există. Toate păcatele au fost biruite încât un sfânt, prin efort legat de Hristos, pentru ca să avem toți ceilalți cum să ne bucurăm de ele. Mâncați prea mult, veniți-vă la Eufrosin bucătară. Vă place băutura? Să știți că și acolo sunt câțiva sfinți care s-au lăsat de ea. Pentru păcatele care se iată prin Sfânta Împărtășanie. Prin Împărtășanie nu zice, se împărtășește spre iertarea păcatelor, spre viața de veci, dar spre iertarea păcatelor. Adică odată în plus se percetuiește o desfacere pe care o ai prin taina spovedanii. E next level, dacă vreți, împărtășirea ce privește iertarea păcatelor. Vă mai dea socoteală la judecată. Dacă aveți nădejde, nu. Cel mai ciudat mi se pare cum ține minte toate păcatele de 2 bani. A furat pixul colegului meu în clasa a doua. Dar câți ani e matale? 104. Da? Și noi uitați să spunem că de 30 de ani și 70 ne-am bătut muierea și ne-am tras de urechi copiii de săraci din nou să ne mai vadă. Adică nu fiți concentrați pe lucruri de nimic pentru că pierdeți din vedere fundamentul spovedaniei. Fundamentul spovedaniei nu este să scoatem afară șpanul din piesă, ci să construim piesa. Cum să lupt cu frica de oameni, cu frica de întâmpările rele? Cu rugăciune, cu răbdare. În general, frica de lucrurile din jur se naște. A trebuit să mă uit și eu la un film de desene animat, Vânătorul de... nu mai știu. În care... ăștia îl antrenau pe un om să fie vânător în lumea lor, urâtă. Cum ne zice? Nu de vrăjitoare, nu. Ăia mici de locuiesc pe sub pământ. Și la un moment dat, am zis că țin minte și n-am ținut. Nu mi-a scris pe manșetă de la... La un moment dat ăsta, antrenorul lui spune, și auzi, un om curajos nu înseamnă un om lipsit de frică. Eu sunt. Că un om curajos înseamnă omul care știe să folosească frica pentru a căpăta curaj. Bingo! Tuturor ne-e frică, doamne, că aveți senzația că n-am emoții când văd o sală plină. Hai să fim serioși. Dar dacă eu stau aici fricos și casia stă fricos, ce facem? Sunt misiuni pe care mi le asumăm. Asumați-vă o misiune, o responsabilizare în raport cu frica dumneavoastră. Frica de boală te transformă într-un medic foarte bun. Frica de moarte te transformă într-un foarte bun psiholog, cu ghilimele, nemortifer.
Da? Trebuie să știm să biruim aceste frici pentru a le putea da oricum. Poate n-au zis bine, dar deschideți urechea la liturghie. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și... În ale tale, pentru ale tale, intră și fricile noastre. Nu doar biruințele noastre. Nu spunem, biruințele noastre către tine, dar nu, nu ai ce treabă. Noi dăm lui Hristos, auziți ce păcători sunt, dar noi dăm lui Hristos păcatele. Și el zice, Doamne, ajută. Știți că e povestea aceea teribilă cu Sfântul Ieronim, cu fericitul Ieronim, care se ruga acolo la peștera de la Betlehem, îi vedea pe oameni ducând de fiecare dată cu grijă, cu drag, duceau tot timpul, duceau în continuu tot felul de daruri oamenii. Nu erau așa cârcotași ca acum. A, ați dus la biserică ulei, să le stea în gât la popi. Noi nu suntem candele. Noi mai funcționăm și fără ulei, să știți. Da? Și la un moment dat, oamenii tot îi duceau daruri acolo de Hristos. Dă-i. El stătea pătușă, avea o chestie care nu înțelegea. Și Doamne, ajută-mă să-ți dau ceva ce Tu n-ai. E trecut în viața, mi-am crezut că e poveste, dar e în viața lui. El o scrie cu mânuța lui. Și spune la lui, și o epistolă, 322, care spune la un moment dat că așa a spus lui Hristos. Doi, ce curaj ai să iei pe Dumnezeu de piept să-i spui, mă, ce vrei mă de la mine? Că-ți dau, zice. Doamne, ajută-mă să-ți dau ceva ce Tu n-ai. Mă, și stă și așteaptă răspunsul. SMS nimic, wireless nimic, wifi nimic. Nu-i răspunde la mine. Messengerul blocat, tulburat rău, se apropia noaptea de Crăciun. Și într-o dată aude, Ieronime, dă-mi păcatele tale. Dă-mi păcatele tale. Cei cărora vă este frică, Hristos vă răspunde, fiule, dă-mi fricile tale. Vă spun eu pe pielea mea. Vă spun eu pe pielea mea. Când mi-a fost mai frică, i-am zis, Doamne, ia Tu frica mea și vezi ce faci mine. E o chestie și de maturizare, trebuie să recunosc că au trecut ceva ani de când aveam curat să mă rog așa, dar asta a îmbunătățit în mod real relația mea cu Hristos. Și am învățat că Domnul nu e supărat că ratăm loviturile de la 11 metri ca becali pe echipă. Hristos nu e ca becali, se face bani să scoate repede la mine. Da? El are răbdare cu noi, ne crește, ne ajută. Și să știți, când ne e greu, tot el e parte integrantă din răspunsul la greutatea noastră. Cum să-i spun duhovnicului că nu mai simt acea pace la spovedire? Păi nu-i spuneți asta, căpătați-vă pacea. Chiar credeți că duhovnicii îți devine de toate? Nu suntem Băsescu cu toți, da? Numai el e devine pentru tot ce e în țara asta. Vă rog frumos să vă veniți în fire. Duhovnicul nu-i decât un om care încearcă să vă asculte. Ce fel de pace vroiați să aveți? Una cerească, rozulie, așa? Oameni buni, când biserica se roagă pentru pacea de sus și mântuirea, nu se roagă pentru o pace de tântălăi, de adormiți. Să înceapă popa liturghia și toți în biserică aghioase. Creangă explică de unde vine cuvântul de aghioase. Deci, pe când se slujea în slavonă, nu s-a predicat niciodată în slavonă, dar pe când se slujea în slavonă, fiind frig, oamenii veneau de pe dealul, dacă erau și din Banatul Montan, aia e la mamă, da? Și ajungeau la biserică, unde cât era cald. N-aveau căldură, dar se încălzau acolo. Puteau sta treji ectenile până ajungeau la Agios Oteos, la Sfinte Dumnezeule Sfinte Tare. Acolo îi lua somnul că era cald și bine. Da? Dar marinarii dormeau în corabie la vreme de furtună, nu dormeau acasă ca noi acum. Noi suntem acasă, avem toate condițiile în biserică, dar ni mai dragă perna decât rugăciunea. Ce să ne odihnim și noi, că am muncit toată săptămâna. Pe ce te-a pus biserica? Du-te, bă, și trezește-te o țări mai devreme. Putea să luați și o cafea, dacă de acolo mi se trage, nu. Știți că cel mai fain e în biserică când își taie popa cafea de dimineață și când dă cu cădelnița așa, simte, el dă tămâie, primește cafea. Da? Dă tămâie, se vișe în toastă. Da? Deci, cum să-i spun că aș vrea să am alt duhovnic? Asta e altă mâncare de pește. Deci asta e altceva. Încercați să-i spuneți brusc și o să vedeți cum se bucură. Știți ce belea sunteți pentru duhovnicul dumneavoastră. Nu vă închipuiți că murim fără dumneavoastră. Mergeți în pace. Da? Să vedeți ce fain e când ai câte 600 de oameni așa în rând. 300 de oameni a spovedit. Pa, e bucuria vieții tale ca duhovnic. Da. Și toți vor, algocalmin, asprin. Algocalmin, asprin.
Nu blocați căile de acces în biserică în săptămâna patinilor. Să știți că preoții spovedesc și restul postului. Cum putem aduce pe cineva la credința cea dreaptă? Cu calm, cu liniște. Fără să trageți de el. E ca faza ce cum să ducem copiii duminica la biserică? Pe picioarele lor. Am ajuns să fim nu creștini cu roți. Ne duc cu roți la botez, cu roți la cununie, cu roți la mormântare. Și în rest, ceau. Creștinul taxi. Pruncii care mor nebotezat pot fi trecuți în pomenic. Asta este o relație între dumneavoastră și duhovnicul dumneavoastră. N-avem la proscomidiar trecut și copii care au murit nebotezați, dar poate fi interpretată o propoziție de acolo, poate fi interpretată în favoarea copiilor care mor nebotezați. Și apoi, ce preot ar refuza să plângă după un copil? Doar dacă e beton. Și dacă e beton, n-are ce căuta în prunții. Blocurile de piatră nu se hirotonesc. Asta e clar. De-aia și suntem năroși câteodată, că nu suntem din piatră. Dacă eram din piatră, scăpa lumea de toate. Da, așa? Pop cu carne și cu oasă și cu inimă și cu smiorcăială, să nu hii pielea unui pop la moartea unui copil la predică. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Cum să ajutăm un tânăr de 18 ani care este ateu să creadă în Dumnezeu? Păi ajutăm-l să crească frumos. Poate fi un profesionist foarte bun, care la capătul oricum se îndrăgostește și imediat trece la creștinism. Omul când e îndrăgostit, simte că dragostea nu poate să se nască din ateismul lui. Clar. Îmi pare rău să le anunț, eu tot le zic ateilor, băi, cu voi e fain până o luați în freză prima dată. Sunteți niște oameni desăvârșiți. Dar până începeți să gândiți. Și când începi să gândești, iar dragostea este cea mai frumoasă formă de gândire. Eu am luat-o pe coajă în primul an de preoție, m-a chemat o doamnă. Părinte, să veniți, că soțul meu vrea să se spovedească. Era la spital. Doamne, ești sigură? Da, părinte, vă rog frumos să veniți. Omul lucrase în anumite servicii și când am intrat în salon, mama a fost foarte turburată. Ca sughița foarte mult acasă. După aceea m-a luat la rând cu neamul, cu m-a jurat de mi-a sărit capacea. Și am stat, l-am așteptat. Așa, m-am uitat la el. Mai aveți? Mai am. Nu zice. Doi. El zicea că moară că acolo înjura popa. Mai aveți? Mai am. Asta, gata, gata, cu ori. Hai să ne spune. Păi, părinte, dumneata ești răbdător. Asta e meseria noastră. E firesc pentru că oamenii cred că atunci când vine popa în spital, vine să-l mirungă, să alunece mai ușor. Pe lumea e la altă. Noi am creat imaginea asta de cioclii societății. Și de autoservire popească, știți? Deci că suntem prestatori servicii. Bună ziua, bună dimineața, am venit să mă dați cu tare un pic de aghiasmă simțită pentru rotița dreaptă față mașină. Aveți? Avem rotiță dreaptă, mașină, poftiță. Adică noi am creat sistemul de servicii preoțești. Dar un preot care își asumă corect, preoția nu are niciun fel de probleme. Mi-am să aminte aseară, îi povesteam pe Andrei Casean, când un căpost de șef de secție la o maternitate mi-a zis că n-am ce căuta acolo și că oricum nu cu fustanjoaia aia, deși fustanjoaică la mine, poate fetele astea cu, nu mai știu ele cine e ele, dar pe vremea noastră nu existau fustanjoaice. Mi-am dat jos fustanela de pe mine, reveranda, și m-am îmbrăcat în halat alb, în mănuși, mi-am pus de toate și am botezat copilul cum am vrut eu. Mi-am pus tifon pe după gât, era să uita la mine ca la mașini străine. Bine, vremea aia te uitai la mașini străine, acum că auzi disperat o Dacie. Și zice, dar ce faci? Eu pot să slujesc și în pantalon scurt, dacă vreau. Păi nu te mergează. Eu știu cine sunt. Dumneata nu știi cine sunt eu. Asta e singura diferență. Cum putem ajuta în scaunul spovedaniei pe tinerii dependenți de droguri? Ascultându-i și îndreptându-i spre oameni de specialitate. Eu vă spun, pentru că fac echipă cu... Eu însumi care de 20 de ani sunt președintele unei asociații anti-alcool și anti-drog. Nu-i ții la mine, că nu pot. N-am cum. Dar am telefoanele prietenilor mei care lucrează în domeniu, nu-i părăsc pe copii. Spun, vrei să fie ajutat? Da, uite, am un psiholog foarte bun care se ocupă cu treaba asta. Știți ce fain e la... Că se face sărbătoare. Acum e parcă tot mai mică pe an ce trece, dar când făceam sărbătoare, nu erau câți în sală acum, dar erau. Să-i vedeți pe oameni când vin recuperați cu familiile lor și îți vine câte un copil și îți spune... Statul român nu mi-a zis în 20 de ani odată, bă, vine-mă prostule că faci ce nu face nimic, nimeni în țară. Niciun departament din țară nu reușește ce reușesc, două așezăminte. Unul la Șura Mică și unul la Șelimbă. Să zică vreodată, ia-mă banii ăștia și cumpărați, mă, papuși de casă la... Nimic! Aveți becuri verzi? Da. Aveți scara de incendiu? Da.
Le aveți pe toate astea, dar n-aveți spray împotriva țânțailor F43-42 produs mâine de către pilele noastre care impun legile. Păi, banalul ăla. Bine, amendă. Adică statul român te amendează dacă faci ceva. Din toate punctele de vedere. E bine, dar copiii oamenilor ăla nu. Se vedeți pe cei care sunt copiii dependenți și vin, părinte, vreau să vă pup. Ce ai, bă? Vreau să vă mulțumesc frumos că tata a venit acasă. Aia medalie de război, frate. Aia medalie de război. Iar tinerii au ceva special în ei. N-am văzut tânăr să se apuce de bine, de băut sau de drog. Nu mi s-a întâmplat până acum. Mai grav este ce se întâmplă cu jocurile de noroc. Ăstea, al căror nume îl poartă uneori chiar Liga Națională de Fotbal, nu? Că și pariul lor, tot jocul de noroc se cheamă acesta. Am îndrăcit copiii să creadă că pot obține soft niște bani. Este aceeași patină, același drac. Mă că scoatem bani buni din asta, și din vânzarea alcoolului și a drogurilor, și a armamentului. De acolo vine parte integrantă din ceea ce plătim noi și ce încă-i buget. Un buget construit pe astfel de lucruri nu are cum să ducă la nimic bun. Deci, telefoane, căutați oameni specializați, trimiteți-i pe copii și sprijiniți. Dacă e nevoie, dați bursă de scoatere din alcool din parohie. Am un preot care plătește de un an de zile pentru toți tinerii de la el din parohie care au probleme cu alcoolul, le plătește cura anti-alcool. Se pot pune pomenice și pe cei de la alte religii. Poți să pui pomenic pe ce vrei, dar nu te-a pus să scrii. Mă, dacă sunteți oameni inteligenți, nu-i treceți preotului Ahmed, musulman, că se prinde și el că Ahmed nu-i român. Da? Simpatici părinții care, bunicii care au nepoți prin cine știe ce țară occidentală, nici nu știu să le scrie numele. Citește prăștii de râs, dar e simpatic, să arate că lumea e deschisă. Noi suntem parte integrantă a unei lumi deschise. Cât de mult ne-am dorit să circulăm liber și acum că circulăm, credeți că biserica vă pune viză de intrare în pomenice? Fiți cuminți. Cât de important este să argumentezi când te ceri cu cineva? Când te ceri, nu contează niciun argument. Să vă spun. Eu am învățat, începuse momentul acela cu colectivul și eram foarte turburat. Real, n-am știut ce să fac când ies în fața tinerilor. Dar am citit în ziua aceea memoriile unui ofițer care construise un lac de acumulare undeva în Africa. Și el a spus că atunci când a venit valul să rupă barajul, singurul mod de a salva barajul a fost să deschidă ușile, porțile barajului. Așa am înțeles, în fața valului n-ai argumente. Deschizi ușile. Da, bă, tată, da. Și care supraviețuim, ne mai vedem. Aici a fost șocul când eu am ajuns în dreptul catedralei și cred că așa a și fost fire să ne comportăm. Ușile larg deschise, noi am așteptat la rugăciune. Dacă nu vrem politică în biserică, biserica trebuie să fie lăsată să fie ce este. Nu cerșetoarea tuturor zorbagilor ajunși în funcții politice. Ne-am ajuns să fim cerșetori. De-aia biserica e trătă în politică. Pentru că avem nevoie de bani să ținem clădiri, oameni, proiecte, să facem bine. La cât fură, să mai lasă și la alții care nu fură să-și vadă de treabă. Și atunci, ce tot ne ascundem după deget? Biserica face politică pentru că nu poate să aibă finanțe serioase pentru a-și finaliza o parte din proiecte. Credeți că nu ne place să fim serioși? Sigur că trebuie să facă cu discernământ, cu bun simț, cu corectitudine umană, să nu sară calul, să... Dar noi avem și tendința asta de a fi noi înșine un pic idolatrizanți de lideri politici, care de obicei termină la fel ca ceilalți. Masă viermilor, că n-ai ce să faci. Trebuie să fim atenți, dar e foarte greu. E foarte, foarte greu. Vedeți că strigă unii fără politică în biserică, dar taie toate subsidiile pentru preoți. Păi și ea din ce să trăiască? Păi să desfințăm preoții. Serios? Asta e ținta unei societăți să-și omoare preoții? Dar să ne pună pe toți la zi, nici nu suntem mulți, 16.000 în țară. Deportați, domnule, la canal. Dar ni s-a mai întâmplat, nu? Știm. Noi avem argumentele și pentru a putea să mergem la canal. Noi cred că ne-am înțelege fain și acolo. Să vedeți cum ar sări atunci Asociațiile Internaționale de Protecție. A cui? Că nu s-ar băga nimeni. Cum nu s-a băgat nimeni să ne apere arestații din pușcării? Ne-au vândut. Nu vi se pare ciudat că vânzătorii noștri fac acum pe apărătorii noștri? Despre ce vorbim? Românul nu se poate ajuta deocamdată decât prin sine însă. Și îmi pare rău să o spun, dar e prima concluzie și cea mai serioasă. De lungi meditații. Toți ceilalți sunt foarte buni, dar nu schimbă nimic în favoarea noastră. Pot veni ce comisii vor vrea, se pune la punct pe tot. Contează ce facem noi pentru țară, nu mai contează ce face țara pentru noi.
un front intern al țării. Oameni dispuși să moară pentru țara lor. Ia numărați pe o scară de bloc și veți vedea că suntem tare puțin. Câtă importanță trebuie să aibă timpul fizic pentru noi pentru a ne face datoria pe timpul vieții? Folosiți-l la maxim. Nu pierdeți timpul. Nici nu există timp fizic, dar mă rog. Da? Există o fizică a timpului, da? Încercați să nu pierdeți timpul. Folosiți fiecare milimetru. Fiecare milimetru din timp. Zic, milimetru din timp, cu toate că timpul știu și eu că nu se măsoară. Milimetru și nici inteligența nu. Ce se poate face dacă un cuplu este despărțit de o problemă care îi îndepărtează brusc? Să respire unul dintre ei care a provocat problema. Și vreau să fie ajutat să reînceapă să respire cot la cot cu celălalt. Cuplurile ar trebui să se restarteze într-un fel sau altul, în funcție de nevoia celuilalt. Fiecare în raport cu nevoia celuilalt. Sunt practicile asiatice, judo, karate, împotriva vieții duhovnicești. Mă, judo și karate nu sunt practici, sunt sporturi. Practicile asiatice sunt reiki, mâncăm moluște zburătoare, reîncarnări de muci și altele, da? Acolo e altă secție, da? Judo și karate sunt sporturi care mă duce la o dezvoltare fizică foarte bună, dar atenție mare să nu deviați și în cultura pe care ele o presupun câteodată și care nu întotdeauna se potrivește cu creștinismul. Cum ne putem stăpâni de păcatul sau greșeala de a păcătui cu privirea? Păi ne punem ochelari. Cu două dioptrii mai jos, un pic, da? Grijă să nu vă rupeți picioare. Uitați-vă la mine. Mi se și întunecă. E foarte greu pentru că ochii sunt primii care alunecă. După aceea alunecă restul. Pentru a pune stabile lucruri de genul acesta, ochii trebuie antrenați să privească în direcția care trebuie. Aveam un coleg la facultate care mă certa că nu le cer pe studenții care eram duhovnic al facultății și m-am spus, tu nu le ceri pe astea, asta vine în pantalon, uite-te la ele. Drăguță, eu s-o măsurat, mă uit de aici sus. Restul, priviți, încet, direcție, vreți. E un exercițiu de respect față de tine ca om. Vă rugăm să ne vorbiți despre ascultare în această lume atât de complicată. Are 13 ani. Drăguță. La 13 ani ascultarea e simplă. Că dacă nu faci ce zică ea mare, o iei pe coajă. Nu confunda ascultarea cu tântăleala. Da? Nimeni nu ne vrea arestați în Biserica Ortodoxă. La tinerețe, dacă îți spune cineva că în stânga curge râu, tu continui să spui că în dreapta. Păi în stânga tu nu-l vezi, nu, în dreapta. Nu te poate oricum nimeni scoate din propria ta gândire. Încearcă doar să-ți dezvolți o logică în care să nu jignești inteligența. Ascultarea începe de la intrarea într-o logică ce nu jignește inteligența. Nu e greu. Doar că trebuie exerciții. Următoarele 50 de ani e mai greu, dar după aia. Cum pot să se schimbe oamenii care beau sau fumează, dar știu că nu le face bine? De obicei, ajutați de familie care nu trebuie să-i ciocănească la cap, trebuie să le ofere alternative la lucrurile pe care le fac. Din nefericire, mulți se schimbă abia când boala îi prinde și dă cu ei de pământ. Dar copiii sunt principalul factor care pot determina un echilibru în vederea astfel de lucruri. Eu, când eram copil, exageram un pic cu sora mea și manifestam în casă împotriva tatei care fuma și spunea fiecare țigară e un cui în sicriul tău. Acum regret că prin sloganuri nu educi pe nimeni. Nu vă lăsați educați prin sloganuri. E muncă grea. Educația e o muncă foarte serioasă. Ei, adulții și dependenții se educă împreună de grupul celorlalți, fără a li se scoate ochii. Dacă scoateți ochii unui dependent, nu o să se vadă pe sine. Dacă îi tăiați limba, nu se poate vorbi despre ce îl doare. Protejați-l, ajutați-l, lăsați-l să-și argumenteze. Și cea mai bună terapie e logoterapia. Lăsați-l să vorbească. Știți de ce jurăm când suntem nervoși? Suntem în primă logoterapie. Iar în jurătura e inversul rugăciunii inimii. Să aveți grijă. Pe cine cheamă, ăla vine. Dar trebuie să creștem într-un mod acesta, să-i lăsăm pe oameni să descopere liberi care sunt limitele lor. E foarte greu, dar nu e imposibil. Cum poate un om să devină hotărât să știe ce trebuie să facă? Dacă aflați, să ne ziceți nouă. Oamenii nu prea știm ce avem de făcut, de-aia nu suntem niciunul hotărât. Suntem cam tântălei așa în viață. Aia care sunt foarte siguri pe ei, feriți-vă, facă răbuși. Da? Orientați-vă după oamenii care știu ce fac, nu fac un spectacol din ceea ce fac și își cresc în tihnă orizontul de cunoaștere. De obicei stau la catedră în fața voastră, dar nu-i vedeți. De ce e considerat păcat să te fardezi?
acum nu e nicio binecuvântare. Să vii duminica, binecuvântați Părinte Fabio, binecuvântați Fabio, roagă. Dacă n-am rugăciunile binecuvântate, nu e chiar în regulă, da? Nici în imen. Faceți ce vreți, că în fond e fața dumneavoastră, nu e fața noastră și în timp se va vedea că aveți nevoie de cât mai multă naturalețe. E la modă naturalețea, să știți. În ultima vreme se cheamă oameni, se crea subnatural, oameni bio. Cum ar trebui să fie o preoteasă model, săraca de ea? Oh, săracele preoteasă, sărut mâna la preoteasă din sală, că îi suportați pe Pării și pe Prota și pe ceilalți, și pe Vădica, care nu întotdeauna e moale la digerat de preotese. Să vă știți, vă mulțumesc frumos pentru că rezistați, pentru că jumătate din oameni ar da bine fugiți la misiunea asta. Sunt cele mai invidiate femei și cele mai sărace din parohie. Singurile care sunt văduve încă din timpul vieții. Pentru că li s-a cântat odată Sfinților Mucenicele, chiar au crezut că bărbatul o să stea lângă ele. Și asta a doua oară când li s-a cântat, a plecat. Când ia cum cânt, cred. Dar e o văduvie luminoasă. E o văduvie care te pregătește pentru împărăția cerului. Apoi, oricât de multă școală face o preoteasă, acolo nu învață cum să iubească pe cel care tot timpul este ocupat cu ceilalți. Am auzit că băiatul unui preot din eparhie a avut să aibă un cuvânt de învățătură cu episcopul locului, să-i spună el o stare de vorbă între ei și l-a întrebat părintele, păi ce vrei să-i spui? Păi ce te ține atâta la servicii? Preoții suntem obsedați de ceea ce facem. Obsesie pozitivă. Obsesie pozitivă. Vă rugăm frumos să ne iertați că acum ne expunem preoții. Băi, suntem singuri și ajutați doar de preotese, marea majoritate a timpului. Sunt motorul nostru. Sigur că nu reușim să le dăm înapoi tot ce trebuie. Ferească Dumnezeu de un Boeing 787 care are motor de mogră. Dar să te ferească Dumnezeu și de o mogră care are motor de Boeing 787, că nu ies. Cel mai bine e la un Boeing să aibă un motor de Boeing și dacă e mogră, să aibă motor de mogră. În aceeași măsură, eu am tot respectul pentru copiii de preot. Mă uit la copiii mei, mă uit la Anastasia, care știu că e în seara și o îmbrățișez cu toată dragostea, și mă uit la toți copiii de preot. Pentru mine ei sunt primele victime ale aroganței lumii la adresa preoților. Știu ce a pățit copilul meu când un alt coleg de-al meu murise un copil la botez. Nu la botez. În drum spre spital și în condiții încă neelucidate, cum s-ar zice la Scriptură. Dar fiul meu l-a bătaie la școală pentru că mi-am permis să-l apăr pe părintele. Și atunci am înțeles cât de rea e lumea, de fapt, cât de mult ne-aș vrea să greșim. Dacă în sine se spune că în sine casa preotului este cu pereți de sticlă, preoteasa e cea care ține pereții curați și care dă lumină casă. De aceea poate că ar trebui din când în când să instituim câte un ordin și pentru preoteasă, nu numai pentru preoți, ar trebui câte o bursă și câte. Am făcut congresul preoteaselor la sâmbătă cu un alt preasfințitul, a ieșit super. Femei inteligente, răbdătoare, sigur că uneori fură din peisaj, dar ce om nu fură din peisaj? Râvnitoare, și asta e foarte important, și nu în ultimul rând, mame foarte bune copiilor lor. Pentru că în absența tatei, cineva trebuie să-l suplinească tot timpul. Știu că nu e asta modelul la care vă așteptați, poate vă aștepta să fie o sfântă crescuitoare de imine duhovnicești și proteasa trebuie să știe că se pune mâncarea, că se stinge lumina, că se aprinde focul. Ca să nu greșească niciodată stăpânul casei de care rămâne Hristos. Pentru că stăpânul casei unui preot nu e preot lui Hristos. Dacă nu-i Hristos stăpânul casei. Și mai încă un aspect și cu asta chiar închei, că încep să mă emoționez și zic prostii de obicei. Știți? Eram plecat la un curs cu preoții din Spania și cu blădicii de acolo tot vorbit despre valoarea preotului. Și o domnișoară de la Londra zice, vreau frumos să mă iertați, că eu nu-s măritată și nici nu vreau să mă mărit cu un preot. Dar mi se pare un pic absurd. Ce pentru preot, episcopul îl vrea perfect. Parohia îl vrea perfect. Nevasta îl vrea perfect. Copiii îl vrea perfect. Comunitate largă și puternică îl vrea perfect. Și el mă nu. Aș păstra omenia în ciuda lipsei de omenia celor din jurul ăsta, rămâne cea mai mare calitate a unui preot și preotese. Să nu confunde locurile. Ceea ce e foarte greu. Noi avem în ultima vreme comunități de gargaragii. Oameni care nu dau la biserică și comentează împotriva preoților. Știu ce zic. Era un preot de anul nostru proaspăt numit într-o parohie și un nene care a lucrat pe vremea în plutonie la ajutat la securitate, venise să-l părească la episcop că n-a tras vera. Până la capăt.
El știa el pe unde se trage. Și a zis nenea la alu, cică, gata, bă, te-ai pensionat. Ia o pauză, omule. Pârăște altceva. Care două picioare, care papuz. Dar te-ai băgat un ciorba lui. Un preot care între timp a făcut integral comunitatea, vie, frumoasă. A tot nemulțumit. Nu e tot vera acolo. Cu cârcotaș, biserica nu merge înainte. Sunt student de la masterat și urmează să devin profesoră de engleză. Wow! Însă mereu îmi fac griji că nu sunt suficient de pregătită și mereu am impresia că azi sunt mai buni și mai pregătiți decât mine. No, nu-i vreau. Dar să nu rămâneți așa. Nu știu dacă acesta este calea mea. Sunt studentă și la Facultatea de Asistență Medicală Generală, dar acest domeniu nu mă atrage. Nu știu care e calea mea părinte. Sper să nu fie o cale să fiți asistentă medicală în Anglia. Ca să împărțiți amândouă vocațiile, da? Așa zice, sunt mai, într-o relație de mai bine de 3 ani cu un băiat musulman. El a fost născut în România și botezat la ortodox. Dar nu mai e musulman. Dacă e botezat la ortodox, e pe lista noastră. Credita mea. S-a crescut în Iordania și nu a mai păstrat religia noastră. Iar s-a văzut. Noriu îmi spune că nu înțelege de ce Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și nu profet la fel ca Mahomet. Are o problemă de interpretare. N-aveți cum să explicați lucrurile acestea. Oricum, Iisus Hristos, dincolo de profetismul sau are o calitate fundamentală. Fiul lui Dumnezeu e Dumnezeu însuși. Spuneți că ne pare rău că Mahomet e doar profet. Și ne bucurăm că Hristosul nostru e un pic mai mult. Dar chiar n-am ce să le. N-am ce să le. Pe trenuri, dacă mergi în Occident, am riscat câteva drumuri cu trenul în Occident, să-i vedeți când se așează și încep să-și mărturisească islamul ce prostii știu despre noi. Exact cum vorbim noi despre evrei câteodată, așa vorbesc ei despre creștini. Și până stai să-i treci, noroc că oricât ar fi de lungă călătoria, are un capăt. Știți? Că altfel te exasperează. Nu intrăm în dialog cu oamenii care au niște lucruri foarte bine țintite în cap. Ajutați-i doar să vadă că Hristos e mai mult decât și eu zic că este mai mult decât Mahomet. Cât despre prima parte, aceea cu engleza, cu asistența socială, munciți cât puteți de mult. Dumnezeu nu ne cere mai mult decât putem. Țineți minte filmul Ostrov, că este acela și dă cu peria la munci. Eu, șeful, ce să mai fac să vă... Bă, ce poți? Cel mai strașnic răspuns duhovnicesc din câte am văzut vreodată în viața mea. Am 40 de metani, 300 de rugăciuni. Fă ce poți. Dacă cunoașteți măsura. Dacă vă cunoașteți măsura, puteți merge mai departe cu frumia sus. Cum ne putem alătura cu unul dintre părinți după ce am stat despărțiți timp de 6 ani? Cu grijă, cu atenție. Foarte ușor. Grupările între părinți și copii se vindecă mai greu decât divorțurile între oameni care se iubesc. Aveți grijă, v-ați dezvoltat propriile tabieturi, ei au propriile tabieturi. Trebuie să vă zic că zilele astea am tot povestit. Am vrut să zic cu fereastră? Bine comandat? Da. Un psihiatru american, pe care celor tine vă recomand să-l citiți. Yalom îl cheamă pe tip. Yalom. Povestește că la un moment dat o pacientă de-a sa era foarte supărată pe taică-sa și nu se putea împăca cu ea. Bine, fetele tot timpul sunt supărate pe taică-sa. Tații până în arabă și așteaptă să revină mie de la cap, devine doar că se mărică și așa. Și când constată că este și bărbați mai rei decât tații. Și la un moment dat, în terapie, de foarte deseori, femeia insistă pe un episod din zilnic al vieții, în care încerca să vorbească cu taică-sa, încerca să vorbească cu el în drum spre colegiu, și de fiecare dată când ar fi vrut să-i spună ăstea că are o problemă, că ar vrea să se împace cu el, el spunea, domnule, nu se mai poate cu pârâul ăsta împuțit care curge. E un râu nenorocit, miroase, e negru. Asta se uita pe geam și vedea un râu frumos, limpede. Nu domnica, era limpede? Era limpede. Așa, limpede, frumos. Vedea până și peștii, domne, pe geamă în apă. Se uita la ei, uite, ce omul ăsta nemulțumit pururile. Și gata, tata e sucit, e bolnav la cap, domnule, poți să vezi un râu negru unde e un râu curat. Azi așa, mâine așa, mă, dacă s-a lămurit, că n-are ce discuta cu dacă să că e chior și nu vede frumusețea naturii, măcar dar vine frumusețea lui. Gata, să fie sănătos. A plecat la universitate, a făcut școală, s-a maritat, a avut copii, moare taică-sul. Se mută cu mama sa în casa ei primă ca să o îngrijească, împreună cu fetița ei pe care trebuie să o ducă la colegiu. Și în drum spre colegiu, conducând mașina, își dă seama că dacă s-o avea dreptate. Drumul avea două râuri. Unul de-a stânga și unul de-a dreapta. Cel din stânga era murdar, împuțit și urât. Cel din dreapta era limpede, curat și frumos.
Soluția este, priviți pe geamul celuilalt dacă vreți să vedeți realitatea la care el se uită. E regulă și pentru duhovnic. De-aia duhovnicul vă mai descoase câteodată. Nu prea mult, că s-ar putea să aibă el însuși probleme. Deci el încearcă să privească realitatea prin fereastra dumneavoastră. De ce nu zice Biblia nimic de botezul copilor? Ba zice. Zice acolo. Că unii s-au botezat cu casa lor. Iar pe Hristos, să știți că nu l-au tăiat în prejur la 30 de ani la maturitate, să întrebe Iisus Hristos. Tu crezi în Dumnezeu Tatăl? Nu i-au făcut nici interrogatoriu. Semnele distinctive de credință nu țin cont de vârstă. Care o să vă dezamăgesc? Ce? Și se experimenta botezul la maturitate. Botezul nu s-a experimentat niciodată. Botezul s-a făcut la maturitate. Deci revin, noi preluăm, eu am un gând care trebuie să vi spun, ne naștem fără certificat de garanție și fără chestie de schimb. Da? Când ne naștem, nu vine doctor să spună s-a născut copilul noastră cu 4 mâini de rezervă, un căpșor, bine ar fi, dar nu? Și nu știu, ne spune s-a născut azi și moare în data de și până în data de noi asigurăm serviciul pe bază de colegialitate. Mântuitorul spune sincer în două lucruri ce nu este negociabil cu el. Cel ce nu se naște din apă și din duh nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Nu zice. Cel ce este matur și cel ce nu se naște din apă, adică și bebeușul și adolescentul și moșulicul, dacă nu se naște din apă și din duh, ba. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Atâta zice și el. Deci Dumnezeu nostru ne zice de două ori nu. Dacă nu ne botezăm și dacă nu ne împărtășim. În rest, mie pe mă distrează când spun ăștia că zice, se botează la maturitate care conștiință. Serios? N-am avut noi președinți bătrâni fără conștiință? A? Chiar? N-am văzut oameni care și-au pierdut mințile la bătrânețe? Care au divorțat de nevastă la 60 de ani? Să fim serioși. Vârsta nu dă maturitate. Maturitatea este dată de conștiința legată în Harul lui Hristos pentru a face bine. Restul sunt părerile noastre. Plus că există o carte, culmea, care a fost publicată și la Caransebeș, o ediție, despre pedobaptism. Căutați în biblioteci. Ați avut pentru cei mai buni bibliști aici pe Părintele Iosif Olaruș. E la îndemână. Unde este sânul lui Avram? Vă referiți la sânul stâng sau la sânul drept? Sânul lui Avram, de acum bătrânii spun că e în miezul raiului. E punctul central în jurul căruia s-a construit rai, s-a restartat raiul. Dar el este vizibil o metaforă atunci când vorbește despre nu când se ceartă, mă rog, când se cere bogatul ajutat de către sărac, Mântuitorul Hristos, știți că foarte mulți ne spun, da, uite, e o prăpastie între noi și păcătoși, de netrecut, nu ne mai trebuie rugăciunea bisericii. Hello! Pilda este înainte de învierea Mântuitorului Hristos. Cel care trece puntea e Hristos. Dragostea lui Hristos e puntea pe care un păcătos poate fi recuperat. Iar puntea are un capăt pe pământ. Clădirea asta cu cruce în care stăm ăștia în rochițe și cântăm Doamne miluiește veșnică pomenire și încercăm să reconstruim puntea de iubire. Biserica e puntea de iubire. Pentru că pilda este dată înainte să învie Hristos. Să fim mai buni nu numai în postul, ci tot timpul. E foarte greu să fim buni tot timpul. Încercați măcar în post. Da? Și postiți des. Se poate posti luni, miercuri, vineri, sâmbătă, duminică, după caz. Era o maică la mănăstire la Tismana și era tare bolnăvioară. Și o întreba, maică, matele, cum postești? Pării, e simplu la mine. Păi de ce? Păi nu beau decât apă și mănânc un pic de anar. Și postește-te. Ce mi-ar place, ce să postești. Ce te-am confund. Femeia trecuse next level la postit, adică ea avea treabă să nu mănânce cu mintea. A fost și singura maică de la care am apost să poresc Dumnezeu să odihnească. Am văzut ascultarea nelimitată, neobstrucționată de nimic. Băiețelul meu se pregătea de clasa întâi și zic, maică, slujeam la Tismana și am zis, maică, să știi că am o treabă, trebuie să ajung la Sibiu, că e deschiderea anului școlar al feciorului meu. Nu pot să-mi las băiatul singur în prima zi de școală, că nu o să mă uite toată viața lui. Dacă l-am lăsat singur la primul moment greu. Nu era la primul, dar mă rog.
te rog frumos să mă lași, fii atent, nu mor mâine dimineață, pe 14-15 acolo. Eu vin noaptea înapoi, că se sluja noaptea liturghia, zic, vin noaptea înapoi, slujim privegherea, dimineață facem liturghie și după liturghie te împărtășe și poți muri. Da, părinte, da, maică, bine, părinte. M-am dus, am slujit noaptea liturghia, am plecat la Sibiu, l-am văzut pe fiul meu mergând la prima zi de școală, m-am întors înapoi, m-am odihnit un pic, am făcut privegherea, am făcut liturghia și m-am dus la ea la împărtășit cu putirul. Că mie așa mi se pare firesc și zic, să rămână maică, am venit. Game over. Asta afară înseamnă ascultare până la moarte. Când am ridicat trupul maicii, l-am ridicat maicii să o pregătească de înmormântare, a descoperit, ea n-avea pat, n-avea saltea. Avea sute de pomenice pe care le citea la psaltire. E singurul om pe care l-am cunoscut în viața mea citind continuu din psaltire. Continuu. N-avea și banii sub saltea, să ne lămurim pentru gurile pline de Duh Sfânt ale patrioților noștri. Și pur și simplu, acolo îi avea pe toți oamenii ei, pomenea de fiecare dată. Și povesteam aici că avea liste întregi, știa pe medici, pe bolnav, bolnavul cu medicul cu tare care operează, îi știa pe nervos. S-a dus un... Vă dați seama că ea a intrat în rai cu toată cerebralitatea ei duhovnicească. Ea din rai a continuat să se roage. Vă chipuiți că în rai nu se aude psaltirea asta. Mă întreb cât de buni ortodox sunt tinerii din mijlocul sălii, care stau pe scenă și oamenii în vârstă stau pe margine sau pe jos. Cum se simt? Păi, întrebați-mi. Nu era mai bine generația dumneavoastră să construiască o sală de cultură un pic mai mare, să încapă și tinerii și bătrânii stă în jos? Soluții pe când găsi. Stau pe unde apucă și ei. Toți stăm cum apucăm. E ca și cum ați întrebat pe mine și pe mine de casant, cum ne simțim că stăm pe scaun. Cum simt? Prost acum. Dacă tu te simți rău, băi, de prostie mai scapă de răutate. De ce lumea aleargă și se închine la moaște când acele oase sunt ale unor oameni? Păi, eu nu vreau să o codesc. Vă spun că până acum n-am avut probleme cu închinarea la moaște. Pot să vă zic de ce o fac. Pentru că acolo unde sunt moaștele se lărgește raiul. Știți? Unde prezent câte un sfânt, Hristos ia așa din rai și îl tinde ca o clătită de post. Da? Ca o clătită până acolo unde sunt moaștele. Dacă vreau să credeți că sunt numai oase, vă doresc ciorbă plăcută. Pentru ceilalți sunt izvor de competențe duhovnicești. Eu sunt un tip care credeam ca dumneavoastră că e o ciorbă de oase. Am trecut de faza asta și acum mă bucur de bucuria pe care mi-o acordă de fiecare dată moaștele. Și cum ne vindecă ele, inclusiv de prostie. Mai sărutați la moaștele. Încercați să vă mai apropiați, dați conținut închinării, cunoașteți viața celui care vă închin, căruia vă închinați și lucrurile se rezolvă. Nu e greu. E imposibil. Și apoi mai este un lucru. Oasele, ciolanele alea de oameni, sunt cele care s-au umplut de Duhul Sfânt. Credeți că mi-a spus cineva odată că vă văd aici o întrebare, când va fi răpirea, încep să bănuiesc eu. Mie mi-a scris unul odată, ce părinte, dumneavoastră vorbiți că există viață veșnică, dar noi, generic așa, noi mărturisim totuși că în Scriptură nu se vorbește despre viața veșnică la modul că vom trăi și vom... Și mi-am să aminte de fericiri. De fericiri sau de Evanghelia asta cu... din Duminica Dreptei Judecăți. Țineți minte, să... Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însătat am fost și mi-ați dat... El vorbește acolo cu morții, Hristos, da? Nu vorbește cu cei vii. Că e la judecată. Adică o să-l acuz acum pe Hristos că vorbește cu morții sau să înțelegem că la judecată nu mergem ca niște morți și ca niște candidați la înviere. Unii agoși, alții adorat. Răpirea va veni când va îngădui Dumnezeu să fie. Oricum nu va fi știre. I-a zis odată Doamne Andrei, cred că nu s-a supărat pe mine, zic aveți grijă că sfârșitul lumii nu o să fie știre. N-apucăm să facem știre că sfârșitul lumii. De ce femeile nu au voie în altar, ci doar când se sfințește? Păi nu scrie acolo interzis femeilor. Dacă vreți, puteți intra. Nu-i greu să intri în altar, e greu să ieși din altar. Știți cum am vindecat eu de concepția asta? Iată, când mergeți în catedrală, sau în catedrala Sibiu, dacă nu, sau în biserici, ia uitați-vă sus cine e pictată pe, în altar, chiar așa pe deasupra Sfintei Mese. E o femeie, Doamne. Incredibil.
aveți senzația că Maica Domnului are numai față, n-are și spate. Maica Domnului stă jumate în altar, jumate cu noi în pronaos. Femeia este în altar, dacă înseamnă cu Maica Domnului. Deodată că Maicile intră în altar și pot face curățenie, o binecuvântare. Este și o rugăciune, una dintre cărțile vechi ale bisericii, este o rugăciune de diaconie a femeilor. Iar eu mă încăpățânesc și iau bebelușele când le iau la botez și le aduc la biserică, le fac un pas așa dincolo de Sfânta, de ușile împărătești și le ating de o latură altarului. Nu ne interzice nimeni. Problema e că în altar nici preotul nu poate intra ca porcul. Și când intră, îi vai de el. În altar nu trebuie să stea jumate din bodega satului să se simtă bine. În altar nu intră nimeni, de fapt. Preotul când intră în altar nu mai e om. E cu hainele pe el, cu veșmintele toate, iar în fața altarului doar cu epitrahilul. Pentru a arăta cordialitatea cu sfințenia spațiului. Dar revin, eu cunosc femei care au uitat în altar. Maica Domnului și alte maici. Da? Plus maici din mănăstire care își văd de treabă. Plus că bănuiesc că știți că și în biserica ortodoxă sunt femei care intră în altar și curăță Sfânta Masă, curăță pe jos, mai dau cu mântul. Dacă n-aveți treabă, ce să căutați în altar? Vreți să slujiți în locul nostru? Nașpa. Nu cred că vă iese. Dacă încercați, vă dorim succes. Oricum văd că se creează, fiecare își face biserică pe unde îl taie, sub sol de fabrică de spirit, în elicoptere, mâine, poi mâine. Vă dorim succes. Pentru ortodoxi, zona este interzisă tuturor celor care nu au treabă în altar. Nici musca nu intră în altar. Se poate, după o despărțire, să se pună în început bun cum să le fac relația cu soțul meu. Doamnă, doar capacitatea noastră de a ierta și de a comunica îl va face să revină. Nu așteptați la nesfârșit, iar dacă aveți vreo vină mai mare decât al lui, munciți mai mult la iertare. Este normal ca să alegi o pasiune în locul unei facultăți? Why not? E filmul ăla celebru cu trei idioți în care unul dintre ei lasă facultatea de inginerie și se face fotograf. Și iese. Nu, la toți ne iese. Sunt hobby-uri, deci problema noastră e că noi nu transformăm vocațiile în hobby-uri pozitive. Dacă vă simțiți bine făcând un lucru, să știți că mie personal, ca preot, nu îmi place să-mi mormântez. Da? Nu cred că vreun preot să fie satisfăcut. Dumneavoastră ne judecați cum, la caroi, stupul popii, iar ia bani. Da. Uneori așa e, numai că nu-i foarte plăcut să-l mormântez oameni, vă spun eu. Care credeți că avem gânduri de-astea așa necrofile, vă înșelați amarnic. O facem uneori împotriva vocației, împotriva voinței noastre, dar o facem ca împlinirea unei sarcini a vocației noastre. Ne încărcăm din botezul, deși și acolo tremură toate. Știți de ce cântă popa și la... Că toți zic, popa cântă și la mormântare și la botez. Cântă, că e frică. Când străbați o pădure întunecată noaptea, cânți, fluier, vorbești singur, că ți-e frică. Noi suntem niște fricoși cu curaj. Atât. Cred că, în principiu, ar trebui să fiți adeptul împlinirii într-o vocație crescută prin cultură a vocației care vă încununează acum. Enumărați, vă rog, de care lucru trebuie un tânăr să le trateze cu acrivie și în același timp în economie. Păi trebuie să fiți acrivici la ce învățați. Duhovnicul nostru de la facultate, Părintele Iosu, nu ne-a fi iertat niciodată aia cu copiam la examen. Ne-a fietat multe prostii, dar copiatul la examene nu. Știa el că vor veni generații de copipești de ăștia, copipești, da? Care vor vinde la un moment dat părerea lor, drept o părere foarte profundă și foarte cercetată, că de fapt este o minciună. Ce cred că tinerii trebuie să facă este să învețe să se profesionalizeze, să se lase profesionalizați, cultivați într-o profesiune. Țara se va ridica doar dacă ne întoarcem fiecare la profesiunea pe care o practicăm. Să nu mai avem sculptori, miniștri în sănătate, asistente medicale, directoare de case de cultură, știu eu, amestecul ăsta de melanjul acesta de profesiuni care naște lipsă de profesionalism. S-a dus un copil la înalt preasfințitul Pimen și l-a întrebat, Pimen de la Suceava, și l-a întrebat, zice, înalt preasfințitul ăsta, sunt elev de seminar, ce trebuie să învăț ca să fiu un bun preot? La care înalt i-a spus, limba română. Da. Cine învață bine limba română, se exprimă corect în limba română asupra mărturii de credință. De ce preoții poartă barbă? Am încercat să purtăm perucă și nu ne-a ieșit. Am încercat să purtăm chelie și ne iese.
Preoții poartă, unii poartă barbă, alții nu poartă barbă. Purtăm barbă și pentru ca să semănăm între noi, să ne confunde Duhul Sfânt, să vină și la aerei ca la ai buni. Da? E vreun motiv anume? E un motiv care ține un pic... Eu pot să vă spun că, de exemplu, mustața mea este oarecum istorică. Din 7 decembrie 1989 n-am mai dat-o jos. Prietenii înțeleg ce zic. Eram în armată, în prima zi de Radu cel Frumos, și de atunci nu n-am mai dat mustața. Un fel de vot că am supraviețuit Revoluției. Dacă a supraviețuit cineva Revoluției. Uitam că numai morții noștri au supraviețuit Revoluției. Și barba am început să o las în anul 1 de facultate, din dorința de a spune că sunt un om care îmi dedic viața lui Hristos. Nu poți intra în barbă și cu vestă seminarială la o bere rece. Te mai temperezi și în lucrurile practice. Deci o școală. Noi ne putem cu noi școala. Da? Asta nu înseamnă că preoții care n-au barbă, îi lăsăm și numai cu ochelari. Pentru preoții este bine hirotonie, nu barbă, da? Cum să ne întoarcem la starea de fi, asemenea fiului risipitor și ce înseamnă această stare? În primul rând, întoarcerea presupune o voință de a recunoaște că ai greșit, că nu ești largă mai mult decât fiul. Da, e clar. Cum putem arăta oamenilor reticenți față de biserică, frumusețea lui Hristos și a bisericii sale? Păi, prin noi înșine. Fiți cuminți, echilibrați, lăsați-i să-L jure. V-am zis eu, nenea ala, că n-am auzit în jurături de alea până atunci în viața mea. Mi-a prins și mie bine, am căpătat un pic de cultură. Lăsați-i. Oricum, dacă ne încrâncenăm, nu rezolvăm nimic. Cum poate rezista un tânăr tentațiilor din ziua de astăzi, fără a se simți și fără a fi considerați proștii societății? Păi acum, nu trebuie să vă dați în spectacol că sunteți oameni buni. Un om bun se retrage la timp. Când colegii tăi merg în spectacular, și într-o facultate de teologie te poți să zic că dacă citești în pauză fac mișto de tine colegi, dar râzi și tu cu ei. Lăsați-le larg spațiul încât să poată să vă și batjocurească. Batjocura prinde bine până la un punct. Știți că cel mai frumos e că biserica în ultima vreme a construit mult pentru că s-au aruncat multe pietre în ea. I-a luat pietrele și le-a așezat în zid. Mai dăm. Ce părere aveți despre preotul Adrian Singurov, cel care vorbește despre ortodoxia cuantică? Eu sunt absolvent de fizică și nu știu ce să cele patru calități se... Am auzit de ortodoxia cuantică, energetico-psihoidică și psihodelică și... Nu, cred că e bine să nu inventăm termeni acolo unde nu e cazul. Sigur că le prind la un anumit auditoriu care îi place lucrul, dar n-am găsit la niciun dintre părinții bisericii cu terminologia de psihologie de ortodoxie cuantică. Cum să ai răbdare cu ceilalți? Pur și simplu. Crescându-te în răbdare. Oricum, n-o să aveți din prima, mai încercați. Dacă ți-ai pierdut fecioria, poți ajunge preot. Călugăr? Oricând. Părinte, ce sfat ați da mamelor care vin la biserică cu copii, dar după ce ajung acasă, îi pun pe copii sau îi lasă în fața desenelor animate gen Frozen? Cum se împacă Hristos cu eroii fictivi din aceste desene smintitoare? Pe acum, ce să facă beata femeie? Că până face supa și pune de mâncare, trebuie să le dea copilor de lucru. Să schimbe canalul spre altceva. Nu eroii din desene animați strică mintea copilor, ci lipsa de eroism a părinților lor și a societății noastre. Copiii se simt bine acolo. Șurel, calm. Învățați să privească corect personajele. Care e soluția bisericii la dependența de jocuri video? Păi, noi nu vindem video. Da? Nici nu facem cursuri de utilizare a jocurilor video în biserică. N-am văzut pe nicăieri. Biserica nu poate să aibă soluții la un lucru care nu le exercită. Poate doar să-i ajute pe cei care sunt într-o situație de jocuri video să-și revină, oferindu-le alternativa unei terapii pastorale coerente. Inclusiv eu lucrez cu tineri care au pasiunea aceasta extremă, zic eu, de a transforma noaptea în zi și ziua în noapte, de a nu mai fi atenți la școală, mulți sunt în abordon școlar, îi preluăm, facem cu ei terapie dacă vor. Dacă nu vor, putem sta în cap toți. Dacă un dependent nu vrea să, nu fiul risipitor, dacă nu vrea să se întoarcă, la roșu, come cu porci acolo.
trebuie să te comporți cu partenerul de viață care te terorizează psihic, deși faci tot posibil de a păstra armonia în familie. Păi, vă adresați unui avocat. Biserica nu îndeamnă femeia. Eu tot aud de ani de zile că biserica a cultivat violența împotriva femeii. Să le fie rușine când spun asta. Biserica cultivă dragostea în familie și respectul reciproc. Că nu mai există. Biserica este cea prima care sprijină menținerea unei stări de pace între persoane, ajutând o persoană să evadeze din lagărul de teroare. Nu mai știu de câte ori am însoțit în tribunale și la case sociale și în alte situații, oameni care erau la capătul răbdării. Dar să știți că nu numai femeile sunt terorizate de bărbați. Sunt mai iertat. Se spune că femeile sunt nemulțumite din două motive. Din nimic și din toate cele. Știți? Și uneori se întâmplă să fie și așa. Dar, cu seriozitate vă spun acum, încercați să întrebați pe cineva ce aveți de făcut pentru a vă elibera, este prea mult și vă dăunează grav sănătății. Cum să explici unui om care crede că el întotdeauna are dreptate, deși el stârmăcește după bunul său plac adevărul? Păi nu-i mai explicați nimic. N-aveți ce. Nu poți să explici unui om care vorbește ca televizorul nimic. Ce să explici? Explici unui om care este logic? Nu poți să chem pe nimeni în ajutor? Se mai întâmplă să spună că de cineva, păi de nu veni să ne ajuta să facem pacea în familie. Alo, nu scrie pe mine forțele arma, casca albastră. Am eu reverendă albastră, dar nu mi este tot timpul. Sunt oameni care n-au voința de a îndrepta lucrurile. Sunt oameni care n-au cultura de a îndrepta lucrurile. Și să știți că, în general, sunt victimele propriilor lor părinți. Dacă vă uitați la părinții lor, veți vedea de unde le vine. Că ei toată ziua turuit la cap să facă într-o singură parte. Sunt monofazici. Sunt multe lucruri. Aole, ce-ai făcut cu ele? Trebuie să-ți răspund. Să-ți iau asta. Bine, vorbesc mai repede. De ce mulți dintre elevii care termină seminarele teologice nu mai aleg preoția? Că se smintesc, se scârbesc de preoție, pentru că nu sunt în cel mai bun model educațional. Ați văzut un pas în urmă îngerilor, vai ce s-a jenat toată lumea, ce grav. Nu e nicio gravitate, este o diagnoză la momentul ăsta al bisericii. Astea sunt tarele din sistemul educațional. Ce mare brânză! Trebuie să fim atenți, le citim. Am văzut, ați văzut și cartea cu spovedania unui preot ateu. Dacă era spovedania unui preot credincios, se vindea? Nu se vindea. Omul așa a făcut datoria, așa a pus frustrările pe tavă, să fie sănătos. Credeți că noi ne luăm pe coajă ca preoți? Vai de capul meu câte momente de necredință, de îndoială, de supărare, de îți vine să-l bați pe câte unul de nu știi cum să scapi. Noroc că avem reverendă. Mamă, ce șotocan eram dacă nu. Ei, din toate asta se naște dinamica aceasta a pocăinței, a doriței de mai bine. Nu suntem înțepeniți. Nu, nici nu văd seminariștii neapărat obligatori să termine teologie. Din contră. Un seminarist care a făcut școală bună poate ajuta în foarte multe domenii. Din nefericire avem și atei, nu? Fabrici de atei, școli de teologie pot naște și atei. Ok, e un risc asumat de biserică. Asta e teologia academică. Din nefericire nu avem cei mai mari profesori. Unii sunt violenți, alții sunt inadaptabili la relația cu copiii. Trebuie să ne îndreptăm din mers. Nu putem să naștem un seminar mai perfect, am pus ghilimele de rigoare, mai perfect decât lumea din care facem parte. Parte din studenții în teologie n-ajung preoți. Cred că dacă ajung 10% și așa e ok. 10-12%. Restul muncesc la locul lor de muncă cu o creștinătate indusă în ei, verticală. Mulți dintre ei, după o perioadă de timp în care își fac meseria lor, ajung într-adevăr preoți, fără a avea o vocație tardivă, ci pentru că pur și simplu nu s-a iubit la momentul potrivit orizontul de apreciere al preoției. E dreptul cărui om. Sunt cu foarte mulți preoți, sunt convinși, care regretă că sunt preoți. Vă dau scris. Supărați foc. Și dacă îi mai și părăsește nevasta, s-au năucit cu totul săracii. Da? Pentru că preoția noi o învățăm ca o chestie așa sublimă, excepțională, luminoasă și preoția este cu șaibe, cu ridicatul mânecilor, cu luatul pe coajă, cu vidanjarea păcatelor câteodată. Asta e meserie grea. Dar dacă reziști, Doamne miluiește. Dacă nu reziști, Doamne miluiește. Ce să facem dacă mereu ne părăsesc prietenii? Să vi alegeți mai bine. Cât de rău este un părinte care își bate copilul? Păi, e rău. E rău că n-ați înțeles că un copil bătut e un copil care crește prost. Știți, când lovești într-un pom cu o rangă de fier, pomul ăla se usucă și cade. Așa se întâmplă și cu copilul care e bătut acum, va bate peste timp. Alți copii, altă nenorocire. Dacă vrem să rupem sistemul ăsta, trebuie să facem un efort de a ne împăca din cuvinte. Numai că dacă ăla a fost săracul maltratat de ai lui, nici nu știe cum să se poartă, că de că așa e normal. O spun eu de pe poziția
copilului unui tată care n-a ridicat mână la mine decât o dată și degetul, că dacă îl făcea așa cum era frizer, tata era îndoit degetul de la efortul de... Când îl făcea așa, era gata. Ting! La semnalul următor urmează bomba. Nici o dată n-a urlat la mine. Dar mi-ar fi fost rușine să-l deranjez. Eu am umblat, tata m-a învățat să umplu pe vârful prin sufletul meu. Nu m-a lăsat să calcă blocanci niciodată. Eu am intrat în armată la 19 ani și un pic. Și nu știam să înjur. Mi-a revenit. În două zile m-au pus ea la punct. Dar nu știam să înjur. Dar asta se datora tatei. Cât de păcat este să-ți începi viața intimă cu cineva cu care urmează să se căsătorești în scurt timp. Nu vă ascundeți după deget. Păcatul e același chiar dacă durează scurt timp sau mult timp. Dumneavoastră îmi vorbiți despre un fapt făcut, culcatul, despre un fapt la care sperați, cu un altul. Duhovnicul dumneavoastră va stabili cât e de grav sau dacă este sau nu este grav. Dar el este un delict de feciorie. Iar delictul de feciorie nu iese pe nas câteodată. Dacă nu ne-am mai spovedit de un an pentru că nu avem duhovnic, ce facem? Căutați pe duhovnic. Dar mai repede decât un an. Bine? Cum descoperim ce înseamnă iubirea? Prin oameni. Sau ce e, ce înseamnă iubirea? Măi, oameni, iubirea nu e un ce. E un cine. Noi nu putem zice, iubesc patria. Nu, domnule, noi ne iubim România pentru că în România stau oameni. E frumoasă țara pe care e locuită pe alocuri. Da? Noi ne iubim România cu oamenii în ea, nu România fără oamenii în ea. Nu iubim apa minerală. Iubim oamenii care ne dau să bem apă cât suntem însătați. Deci iubirea e un cine. O să vi se arate, stați liniște. Oricum nu vine întotdeauna cu un cal alb. Cum să se ferească un seminarist de băutură și de fumat, fără să-și desfințeze relația cu prietenii de dinainte, fără a supăra pe cineva? Păi încearcă să-ți păstrezi limita. Nu e ca să fumezi ca să fii un seminarist misionar. Ce-ar fi însemnat să mai aici un pachet de țigări, că jumătate din sală fumează, stai liniștit. Jumătate din sală fumă. Și pun pachetul că fumează jumătate de sală și vă povestea despre Hristos între două pufăieri, nu prea ține. Și aici trebuie să fie o bărdacă de vin, în ceream prea simțitului dezlegare la vin, și băgam la vin și cartofi prăjiți de până nebuneam în timp ce vorbeam. Misiunea unui preot înseamnă și retragerea lui din păcatele anterioare pentru a face păcate noi, dar menținerea lui într-o stare cât mai corectă, cât mai pozitivă pentru a putea să îi ajute pe oameni. Păi un păcătos pe cine să ajute? Care este lucrul cel mai frumos din Ortodoxie? Lucru. Ortodoxia nu are lucruri. Da? Ortodoxia nu stă în obiecte. Ortodoxia e ortodoxia. Prea plinul de ortodoxie. Și dacă e să alegem ceva din ortodoxie care cu adevărat e valoros, este prezența Duhului Sfânt. Nu doar ca o promisiune, ci ca o realitate. Cum să postez fără să poftesc? Foarte greu. Foarte greu. Vă tot pot învăța ce un prieten de-al meu care s-a lăsat foarte tare de băutură merge spre servici, de acasă până la locul unde lucrează, aproape 15 minute. Și a ales un drum. El putea să meargă 7 minute pe un drum unde existau două bodegi. Ca să evite ispita, face 15 minute pe un drum mai lung. Vă doresc să știți să vă alegeți drumul cel lung. Bine? 1. Cât de trebuie de des trebuie să ne împărtășim? Acum, nu mai mult deodată în zi. Deci odată pe zi, așa zic părinții bisericii, nu mai mult, da? În post și în afara postului. Și în post și în afara postului, mai des de odată în zi, never ever. Da? În ce privește, ca și nu m-ați întrebat dacă e rar, deci nu vă răspund, dar încercați să înțelegeți că și nu se spune Sfântul Nicolae Maghioritu, dacă nu te împărtășești în fiecare clipă pe altarul din inima ta, nu te poți împărtăși niciodată de la altarul din fața ta. Putem să ne împărtășim mai des cu o singură spovedanie? Dacă există binecuvântarea duhovnicului, da. Pentru că ar fi absurd să credem că în cele 3 zile de Paști toată comunitatea trebuie să se spovedească încă o dată ca să se împărtășească în toate cele 3 zile, după cum canonul cere de altfel. Vă dați seama ce fain ar fi? Popa, imediat după ce a terminat slujba de înviere, ne-am împărtășit toată comunitatea și pentru luni toată comunitatea l-așteaptă la spovedit. Dar astea sunt cazuri cu totul speciale și la eforturi cu totul speciale.
Postul se ține de la început până la sfârșit? Păi dacă vrei să treci Dunărea, nu pui un crac la Moldova, nu, și un alt crac la Sârbi. Mai faci niște pontoane de rezervă, așa. Sigur, da. Cât puteți. Când nu puteți, chemați pe alții să pună pontoane. Este biserica de acord cu sistemul școlar actual? Dar ce treaba e să fie de acord cu sistemul școlar actual? Ce înseamnă biserica? Nu sunteți dumneavoastră părinții care aveți copii? Ați cunoscut biserica? Ați dat cu capul în ea vreodată? Dumnezeu, mă mai întreba, care e opinia bisericii? Zic, nu știu, întrebați-o. Am dat deodată santare simpatică pe care o cheamă doamna Icoana. Aseară am vorbit cu ea la radio, Reșița. Vedeți să puteți, nu? Ce părere are doamna Icoana despre biserica? Pot să întreb, dar pe doamna biserică n-am auzit. În Grecia există și doamna Ecclesiarhie. Dar vreau să înțelegeți bine, biserica nu e un organism împotriva sistemelor. Ea urmărește evoluția și acolo unde poate să ajute, ajută. Zice, dacă nu, de ce biserica nu vine cu o variantă pentru părinți care doresc să-și crească copiii în adevăr? Biserica are varianta aceasta. Sunt școli în care copiii chiar învață așa. De ce dați vina pe noi? De ce v-ați supărat pe noi? N-aveți grădinița episcopiei? Și acolo nu învață copiii? A, trebuie să plătim pentru educație. Groaznic. Deci noi vrem educație gratuită, multă, ieftină, și dacă se poate, ca să se învețe ce vrem noi. Nu prea merge. Dacă vrem să avem exigențe în educație, trebuie să muncim un pic mai mult toți. Sunt școli în care, cu adevărat, se ține foarte sus nivelul de exigență în ce privește adevărul. Culmea că ne trezim după 26 de ani când avem școli confesionale, atunci când am cerut să fim sprijiniți, să ne avem toată lumea să în cap. Aventici Segărceanu. Poporul ne cere, fără să ne însoțească în cererile sale. De ani se întâmplă ce se întâmplă. Îmi pare rău să o spun. Cum să pot uita o persoană care nu ar trebui să existe în viața mea? Nu există pastile pentru uitat. Pentru uitat există aducerea minte corectă. Mereți și spovediți-vă. Da? Poate fi iertat un tânăr care s-a sinucis la 18 ani prin rugăciune mamei. Poate un tânăr care s-a sfârșit la 18 ani să beneficieze de rugăciune mamei lui, asta e treaba lui Doamne, Doamne. Eu sunt convins că Hristos are altă măsură decât noi. Vom vedea. O să ne surprindem în Rai cu câte unii care credem că nu sunt acolo. Cum să mă împac cu prietenele mele care mă urăsc? Dați-le like pe Facebook. Serios. La tot ce postează, dați-le like. Să vadă că existați și că nu le sunteți împotrivă. Explicați-le că nu puteți fi împotriva lor. Dar, vă rog, eu faceți efortul doar dacă merită. Da? Și că mai bine singur și bucuros decât în gașcă și trist. Credeți că poate fi mântuire și în afara creștinătății? Fără să fi cunoscut pe Hristos? Nu-i pe fișa apostului meu. Întrebați-l pe Mântuitorul și o să vă răspunde. Întrebați Scriptura să există o cale de mijloc între calea creștină și calea modernă, societatea, școală, colegiu pentru un tânăr, tânără creștină? Da. Nu e o cale de mijloc, e o cale potrivită. Calea muncii de dragul lui Hristos. Acolo unde muncești corect, cu râvnă, nu vă luați după știri. Avem și români care muncesc, să știți. Țara asta stă pe oameni muncitori, nu stă pe platouri de televiziune. Vedeți-vă de treabă. Munciți corect. Eu cred că toți tinerii de astăzi care sunt în școală și își văd de treabă, sunt pe calea cea bună. Doamne, miluiește. Cum putem să ne convingem prietenii că nu e atât de rău să mergi la biserică și să te spovedești? Păi dacă văd transformări pozitive în viața dumneavoastră, vor vedea. Puteți să puneți pe dumneavoastră Jesus, I love you cât vreți, dacă nu o să înțeleagă lumea nimic. Nu trageți de ei, lăsați-mi, mie îmi placă, tinerii sunt foarte hotărâți în ultima vreme, sunt foarte rai, dăm jos tot. Păi nu, dați jos și dar nu sunteți prima generație de tineri din biserică. Toți am fost tineri în biserică. Bă, nici nu eram în biserică când eram tineri. Are alte construcții. Biserica are o mare, mare permisivitate la atac, pentru că ea știe că nu poate fi atacată. De ce în cre se spune mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor? Pentru că avem nevoie de un singur botez care ne ajută să ne fie iertate păcatele. Părintele Jibii, Dumnezeu să-L odihnească, că era bănățan de-a dumneavoastră, cea mărturisesc un botez. Unul. One. Da? E un botez, un domn, o credință, un botez. Sunt mai multe acolo. Speculația nu prea ține. Sufăr și mă doare că nu sunt acceptată în biserică de unii oameni care mă urăsc și mă jignesc în biserică.
Ce să fac? Nu pot trăi fără Iisus. Stați lipită de Iisus Hristos, nu vă mai uitați la oameni. Stați în primul rând, acolo unde între dumneavoastră și Iisus, nu mai intervine nimic. Credeți că pe noi ne iubesc oamenii? Foleu, câți mi-a strânge gâtul cu ganglion limfatic și cu tot către. Dar ne încăpățânăm să stăm de partea lui Iisus Hristos. Dacă stați de partea lui, El vă vede. Faceți cu mâna în biserică. Sunt copii care vin la catedra și cu care m-am împrietenit între timp și vezi că timpul îi trebuie. Părintele, părintele! Cam așa merge și noi în biserică. Iisuse, uite-te, uite-te aici, uite-te aici. Ăștia mă ajung, uite-te. Tu uite-te. Tu uite-te la mine. Nu mă interesează ce să uită ea la mine. E treaba lor. Ce înseamnă cu adevărat pocăința? Este starea prin care se topește orgoliul din noi și din ceara orgoliului topit se face lumânarea bucuriei. Cum și-a recăpătat păcatul puterea după potop? Simplu, oamenii erau, unii scăpaseră de potop, dar creierele lor nu trecuseră prin potop. Omul greșește, inclusiv în logica în care își așează siguranța mântuirii. Părinte, aș dori să ne vorbiți despre concertele cu chitări și instrumente în biserică. Păi, n-am prea la noi, la ortodoxi. Păi acum, după hotărârea asta de sinod, nu o să mai avem despre ce vorbi. Sigur că sunt unele care agresează, sunt și lucruri care trebuie făcute până la capăt. Sunt foarte curios cum o să putem, că pentru a avea o hotărâre trebuie să ai și aplicabilitatea ei. Biserica n-a exagerat în concerte de chitări, în mod cert. Am văzut la un moment dat când celor de la Armonia, pentru că era un părinte care cânta acolo un cântec cu chitara, i-au scos ochii ăluia de zice că chitara nu este un păcat, este un instrument muzical. Există foarte multă realitate în exersarea unei vocații. Sunt conștient că vom construi niște săli de spectacole foarte bune în urmă biserice. Pentru a putea ca ceea ce ține de spectacular să rămână acolo. Știți că am vorbit cu Părintele Casian, ar fi prins bine conferința asta și în catedrală. Dar e important să înțelegeți că din când în când creștinii trebuie să-și dea măsura valorilor și în afara cetăților. Să vorbească cetății despre existența lor. Mi-a scris un tip, m-a impresionat foarte tare după conferința de la Târgu Mureș. Chiar m-a impresionat. Ce părinte, înainte invidiam pe neoprotestanți că aveau atâția oameni în sala de sport. Și acum m-am liniștit, putem și noi. Da? Noi putem face spectacole oriunde. Nu trebuie să ne agățăm de spațiile sacre. Nu trebuie să ne batem joc de sacralitatea unui spațiu ca să ne simțim bine. Da? Lucrurile trebuie să meargă acolo unde trebuie să meargă. Care e cea mai mare putere a omului? Puterea de a ierta. E o forță care schimbă lucrurile. Și credința care nu mișcă munții nu e credința dacă nu aduce cu ea iertare. Ce să facem ca să trăim într-o bună stare cu părinții? Să nu uitați că sunteți copiilor. Nu mai fiți părinții părinților. Nu le mai dați lecții. Oh, hello, zbătrâni, lăsați. Gata. Ce semnifică sărutarea mâinii unui preot? Un semn de respect. Știți că s-a pierdut sărutarea mâinii preotului? Când s-a pierdut sărutarea mâinii părinților. Când nu-i mai zis să rămână mamă, eu să zic lui maică mea, ceau, cred că în fracțiune imediat următoare, galena de la telefon mi-ar intra în timpan. Nu din cauza ei, ci din cauza mea. Eu mi-aș da două palme de control. Eu, părinților mele, am spus tot timpul să rămână mamă și să rămână tată. Nu exista. Știți ce m-a impresionat cel mai tare? Cu multe înainte de a muri tata, după ce m-a hirotoit, îmi zicea să rămână părinte. Cum poți să zici? Ceau, tată, unea care spune să rămână părinte, cum ești? Sărutarea mâinii este un gest de cordialitate. Dar puteți săruta și mâna învățătorului. E pe aceeași linie. Și mâna profesorului, și mâna medicului care vă vindecă. Aveți multe mâini de sărutat până să ajungeți oameni. Nu se sărută mâna politicianului pentru pomana pe care o face pentru noi. Nu. El are obligația de a face asta. Mâna regelui e altceva pentru că e mâna unsă. Da? Ca și mâna celui care pleacă. Omul mort care este pus în sicriu îi sărută mâna pentru că el merge dinaintea împăratului. Deja el s-a atins de împărat. E, greu cu mâinile astea. E un lucru rău să te îmbraci în negru. Nu știu că eu mă îmbrac câteodată și iese bine. Mare. Cum să nu ispitim oamenii care postesc, iar noi nu postim? Păi nu ispitiți. Nu e greu să nu fii, să te dai în spectacol. Ispita înseamnă te da în spectacol în fața celălalt. Tu, dacă mâncați un sandwich cu carne, faceți-o, domnule, măcar în colțul vostru de cameră. Nu trebuie să vă zic că știe nimeni.